Avocatul premierului Victor Ponta contestă arestarea preventivă. Iulian Herțanu a fost adus în urmă cu puțin timp la Curtea Supremă, unde încearcă să convingă magistrații că nu reprezintă niciun risc pentru derularea anchetei și că poate fi cercetat fie sub control judiciar, fie în arest la domiciliu. Cumnatul premierului a fost arestat pentru 30 de zile într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Andreea Giurgescu este la Înalta Curte de Casație și Justiție și urmărește derularea evenimentelor. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, bun găsit tuturor! De aproape o oră a început ședința secretă, la capătul căreia judecătorii de aici, de la Curtea Supremă, vor hotărâ dacă Iulian Herțanu rămâne sau nu în arest preventiv pentru următoarea lună. Acesta a contestat mandatul de arestare emis în urmă cu aproape 10 zile deja de magistrați pe numele său. Este cercetat pentru deturnare de fonduri europene cu un prejudiciu de aproape 8 milioane de lei, fonduri europene destinate unui proiect pentru realizarea canalizării în orașul Comarnic din județul Prahova. Totodată o altă acuzație adusă omului de afaceri, dar și unor alți afaceriști din județul Prahova considerați complici, este de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei de data aceasta. Și vă reamintesc că în același dosar sunt de asemenea cercetați, însă sub control judiciar, deputatul Sebastian Ghiță, deputatul Vlad Cosma, dar și tatăl celui din urmă, președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma. Cei trei sunt acuzați de sprijinirea unui grup infracțional organizat. Mai exact, aceștia i-ar fi mijlocit lui Iulian Herțanu obținerea respectivului proiect finanțat din fonduri europene.